Ce? Ce e asta? Ce e asta, neați? Ia. Știi ce asta? Neputință. Mizerie. Prima dată e mizerie, zic ușor. Uite aici. Uite aici și înghit oamenii în fiecare zi. Băi, până nu ajuns praful. Fiate, până nu ajuns praful și cum a ajuns. Ăsta e un semn de... Stop, nu? Ăsta e un semn de ceva, ăsta e un semn de se lucrează. Băi, asta a făcut DRDP Iași, mă, tată. Deci DRDP Iași, ca să înțelegem. Noi suntem la Milișoți, ăla e podul de la Milișoți. Hai mai departe, zic ușor, hai ca să te lămuresc. Ăsta e celebrul pod de la Milișoți, da? Aici se chinui de dragii de ei. Câți ani se chinui să facă mizeria asta de pod? Au 2 ani de zile? 3 ani îndată, nu? N-au 2 ani? Nu mai durează până la... Hai că... Piața de la Milișoți, ăla e podul. Hai, hai cu curaj. Să rămân. O termina podul? Dă-te cu ce ai vorbit cu niște oameni care să fie. Să rămână, doamnă. Ia să vedem, dar cum... Bună ziua. Doamne, ajută, cum pun mâna... V-o dat afară. Ui, nasoală treabă, să trăiți. Eu am venit să terminăm podul. O început? Doamne, ajută, încă nu s-a început. Știți că nici nu a dat autorizație ca să se meargă pe la vale, nu? Măcar o să aveți... Da, ce? Dar nici nu s-a făcut nimic acolo ca să mergem la vale. Ce s-a făcut acolo, pod? Nu, nu, nu. De pe cerere și aia e greșită. Ne vedem pe la primăvară tot aici. Merge cu vânzarea? Nu, foarte slab. Slăbuț? Da. Și mai ales cartofi chiar ziua. Venim, când e piața? Lunea sau când e? Lunea. Lunea asta e la dumneavoastră că facem o leagă de publicitate cu șorul ca să îi scoatem pe oamenii ăștia din casă. Să aveți o zi frumoasă. Hai la pod, nenate. Hai la pod, nenate, ca să vezi. Mă, oameni buni. Ca să înțelegeți, și nu te duc pe acolo că nu-i bine. Dragii de ei au gândit, neaticul, dragii de ei au gândit să facă podul ăsta. Fii atent, cilătecul lor prin cap, că specialiști, plătiți de banii noștri, DRDP Iași, da? Ei se ocupă, bă, s-au gândit ei să facă, bună ziua, să schimbe, sunt niște traverse, ți-am zis lui pe acolo că să sar pârlează, dar hai după mine. Bă, oameni buni. În mintea lor de specialiști, că specialiști noșocinii s-au gândit ei cum să facă podul ăsta. Sunt niște traverse foarte lungi din beton, care trebuie scoase acum de acolo și trebuie locuite cu altele, da? Cum făceau ei treaba asta? Sub trafic. Haide cu ușorul să vezi. Minune. Aici suntem în parohia domnului Laicu, celebrul Laicu de la DRDP Iași. Eternul și fascinantul domn Laicu, pe care nimeni nu poate să-l schimbe. De bun ce este? Asta de la ce e, ticușor? Asta e la bara de protein. Lasă-o așa, că e bună așa. Hai, vine încoace să vedeți pe ce e vorba. Uite-te un pic cum arată acest pod și cum gândeau ei că o să-l fac. Absolut fascinant, dragilor. Absolut fascinant ce gândire au avut. Pe aici vin și de tirurile din Cernăuți, din Ucraina, de la Vicov, nu? Că n-au pe unii în altă parte. Să vezi ce frumușață de gândire au avut. Să arate? Pot, da, da, pot. Dar nu o iau, că nu se merită. E, dragii mei, ei trebuie să schimbe poveștile astea de aici. Să le dea jos pe toate. Hai, vine încoace. Haideți ca să vedeți despre ce e vorba și cum au gândit-o băieții. Aute aceticul. Hopa! A, ce viteză am la vale. Se prăvale? Se prăvale, de acolo, treaba e bună. În primăvară, dacă dau ploile, aici, neaticul, ne apucăm de filmat. Stai, hai să vezi ce frumos va fi. Dragii mei, hopa! Uite ce sprintene la vale, văd la întoarcere. Ticușorul. Ei trebuie să ia câte una de asta, tu le vezi, vin în căci. Ei trebuie să ia câte una de asta, că sunt turnate gata, le scot, le pun și următoarea. Știi cum au gândit-o? Sub trafic. Cum îți sună ție? Ai văzut cum e podul, da? Ai văzut cum e trotuară? Unde? Cum duceai tu sub, cum făceai tu sub trafic, tată, mă, mișcarea asta, ticușor? Păi, de 6, scoteai 3. Omne,
Poți fi sănătos? Tu ești sănătos? Acum nu e în regulă ce se întâmplă pe podul ăsta de la Mileșuț. Acum nu e în regulă. Închipuiți sub trafic ce se poate întâmpla aici. Cam ce a fi aici? Ce nebunie va fi aici? Tu realizezi? Hai un pic în partea asta, să văd dacă se mai duce din... Se mai duce? Numai de pe lateral, așa, de mă ten cu ea asta de pe lateral, e dusă toată. Că am văzut tot ce a jos, nu știam ce Dumnezeu, de la ce s-a astea cu șorul. Știi ce sunt astea, nu? Ține tu acest minunat din microfon. Asta este din pod. Îl vezi? Uite, hai ca să le dai cea de sus. Opa! Rămâi tu acolo. Lasă pe mine aici. Uite, de aici e ticușorul. Și ăsta e proaspăt făcut. Ăsta e prospătur. Uite, de aici e ticușorul. O vezi? E din aceeași... Toate de aici. Pentru că e scurgerea bună. Nu știu dacă ai sesizat. Uite de acolo. Vino mai așa. Uite, de acolo cade. Din zona aia cade. Ni ferești. Ei vroiau sub trafic să ia grinzile astea, să le înalți cu niște macarăluri, cu niște treburi serioase, că era tehnologie aici, vineau cu elicopteri, știi de care, nu? Elicopteri din ala, vreau tuf, le luau, le puneau, bă, ceva mișto. Nu, nici nu are rost să mai vorbim. Astea sunt alea bune, alea proaspete făcute, da? Ca să știi, ticușorul. Dragii mei, haideți să vedeți minunea. Dacă vă spun care e minunea și în ce constă bătaia de joc, o să vă speriați. Ei, teoretic, trebuiau să facă acolo mai în aval un pod. A mai fost cândva, când s-a lucrat prima dată la podul ăsta, s-a schimbat bucățica asta, să facă un fel de pod de pontoane ca să treacă liniștit, să poată să lucreze. Ce? Bițef? Dă-mi microfonul, că după aia vrei tu să vorbești mai mult ca mine și nu o să pune. Acolo trebuia să fie podul. A făcut domnul Laicu, băieții domnul Laicu, e mult prea deștept să facă, a făcut cerere. Știi că trebuie să faci o cerere la Seghia Bacău. Știi cum au făcut cerere la Seghia Bacău, știi? Au dat-o la Neamț. Către Seghia Neamț. Vă rugăm să ne autorizați. Și au răspuns băieți, tati, pune mâna și învață, nu-ți mai bate joc de noi și de banii sucevenilor. Dar nu, băi, el a cerut aprobare de la Aba Bacău, trimițând cererile la Neamț, mă, tu înțelegi ce au făcut ăștia? Și ăștia de la azi au zis, băi, măcar adresează, bă, n-ai completat-o cum trebuie, am înțeles. Bă, dar măcar, atâta fă, mă, pentru omăriți ăștia din Suceava, măcar semnează, bă, arată, te închipuit așa, știi, prefă-te cât-ți pas. Și domnul Flutur face ea 7, nu? Pe la Vico, pe acolo, duce, corectează bretele, alea, centuri, la... Ai. Și ăsta stă de 2 ani de zile așa, ăsta al treilea anticușor. Da, aici aia refăcută, aia faină. Alea nasoale sunt pe partea cealaltă, de acolo trebuie să înceapă cântarea. De aici încolo se duc ce bucuria noastră. Uite-le-se, neaticule, vezi? Alea noi și alea trebuie schimbate toate. Îl vezi? De acolo, de la, nu știu, la 40% trebuie schimbat. Dacă mă arată 60%... De schimb, 40% e făcut, ăsta 60% mai e de schimbat. Trebuie schimbat și asta cât e făcut tot. Potul mai larg. Da, că uite ce se întâmplă aici, ticușor, că de-aia sunt niște scheme aici. Le vezi? Astea vor veni mai încoace. Și acolo au pregătit niște sârme ca să facă o chestie asemănătoare cu asta de aici, ca să mai lățească. Ai înțeles? N-ai înțeles. Știi, domnul Laicu, să trăiască. Băi, cum să-ți bați joc de Suceava în halul ăsta? Să ai și bani, să ai... Pentru că se poate. Corect. Mulțumim, domnul Laicu. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mare om ești. Nu știu pentru cine lucrez, e clar că pentru Suceava nu. Să-ți bați joc în halul ăsta, rar mi-a fost dat să înțeleg. Bă, și-l ține, mă. Îl ține. Și domnul Flutur și domnul Stan, nu ține în funcție acolo. Lasă-l acolo să fie. Domnul Stan, știți ceva de... A? Bă, zici că-i Dumnezeu acolo. Bă, ce zice domnul Laicu? Nu se poate. Flutur se bate cu pumnul în chiep la București. Ioan Stan se bate cu pumnul în chiep pe rețelele de socializare. Că nu l-ai mai zis pe domnul Stan? La un interviu? Îl chemam noi la interviu. Stai, atâta. Dragii mei, asta se cheamă bătaie de joc de ani de zile. Se stă acolo. Așteptare, kilometri, nervi. Ei trimit cererile. Da? N-au trimis la Bacău, au trimis la Neamț. A greșit o doamnă de acolo. Și-a semnat, telemocere. O ajunge ea undeva unde trebuie, nu? Că mai amânăm. Na, nu s-a făcut cererea. Și uite așa, mai trece un an.
pariem că anul ăsta nu-i gata? Ai curaj? Hai să vedem ce sunt. Dragii mei, un share, un like, asta e bătaia de joc de ani de zile de aici, de la Milișoți. Acolo s-a și surpat, au venit, au trântit. Ticușor, ca să vadă lumea. Acolo au trântit, dacă se sizez, au trântit niște balastru care nu au plouat cine știe, ci și uite-l cum se scurge tot, da? Pe laterale, podul e distrus, se vede, nu? Îl vezi că e măcinat, e mâncat, cade deja din el, tencuiala s-a terminat, de acum urmează să lucreze la bază. Domnul Laicu, nu uitați, sunt niște oferte extraordinare pentru Punta Cana. Extraordinare. Mergeți liniștit, aici lucrurile sunt cum trebuie. Dragilor, comentariile vă aparțin. Este dreptul domniilor voastre. Sus inimile.